prima mea întâlnire cu lămâița a fost cu 26 de ani în urmă, când ea trecea pe stradă și era cu mama ei, pe care o cunoștea. Era foarte mică. Am întrebat-o câți ani are și mi-a spus că are 10 ani și 4 luni. Și am întrebat-o în ce clasă e. Și mi-a spus că nu merge la școală. Mama ei s-a uitat la ea, eu am coborât la nivelul privirii ei și am întrebat-o, uitându-mă în ochii, dar tu vrei să mergi la școală? Ea mi-a făcut un simplu, dar profund gest, doar cu privirea și cu genele. Da. A venit mai târziu la școală datorită familiei, datorită situației. Meritul deosebit este al doamnei Ionica, că a convins părinții să ajungă la școală, dar nu părinții sunt cei care până la urmă au determinat-o, ci ea, cu ambiția și cu voința ei. Nu visam multe lucruri atunci, pentru că nu aveam acces la viață, nu știam ce înseamnă să ai, să-ți dorești. Visam foarte puțin, să am ce mânca, să am cu ce mă îmbrăca, să fiu curată, să miros parfum, să nu mai miroase hainele a fum din casă de la sobă. Nu aveam foarte multe vise, dar tot ce îmi doream era să fiu bine. Îmi doream căldură, îmi doream să fiu iubită. De câte ori mă întâlneam cu ea și spuneam, deschide ochii, lămâița, gândește-te ca să depășești condițiile, gândindu-mă la condițiile care le avea ea, trebuie să muncești. Munca ei se refera la învățătură. Educația a fost cea care mi-a dat posibilitatea să aleg. Am înțeles că învățând pot să am o viață normală și am înțeles în același timp că pot să rămân acolo în căsuța aceea și pe acea uliță plină de pământ și în condiția în care mă găseam, dacă nu mă mai duceam la școală. Pe plan profesional am foarte multe proiecte. Consider că am ajuns la o vârstă la care pot oferi foarte mult din experiența mea. Vreau să ajut copiii ca și lămâița de acum 27 de ani, care avea 10 ani cu ochișorii aceia mici nevinovați, să creadă, să spere, să creadă că dincolo de toată durerea și eforturile și tot ceea ce li se întâmplă rău, la un moment dat există o lumină care îi poate ajuta. Pe mine educația m-a salvat. Nimic nu este imposibil. Trebuie doar să crezi, să fii serios, să muncești, să fii responsabil. Dacă nu aducem poveștile noastre și nu ne scoatem la lumină și nu facem ceva să ne implicăm la rândul nostru de a-i ajuta pe ceilalți, de a le oferi o mână, de a-i ține de mână, de a le explica că se poate, ce pretenții avem atunci la ceilalți?